băieți. Hai, Ben! Hai, Lua! E rândul tău acum! Te învăț eu! Eu nu, dar poate Kong vrea să încerce. Regret, dar n-am placă de mărimea lui. Jason, am descoperit ceva ce ar trebui să vezi. Ce e, bunico? Un manuscris foarte vechi în muzeul din Delhi. Vorbește de un alt text care ar putea dezvălui secretul uneia sau mai multor pietre sacre. Al doilea text e într-o mănăstire din Himalaya, acolo. Foarte bine! Nici de la porta nu era mai bun. N-aș fi atât de sigură. Sunt convinsă că mai devreme sau mai târziu va face aceeași descoperire. Dacă n-a făcut-o deja. Da, de la Shobo n-ar mai sta deloc pe gânduri. Să nu mai pierdem vremea. Să-i avertizăm pe călugări. Problema este că aceștia resping orice legătură cu lumea exterioară. Legenda spune că păzesc un secret antic. Ce e de făcut dacă nu vor să vadă pe nimeni? Mănăstirea e îndepărtată. E într-o regiune părăsită. Uneori adăpostesc călătorii rătăciți prin munți. Corect? Așa cred. Atunci, asta e. Vom avea un accident fals. Doar n-o să ne lase să înghețăm în creierii munților. Stai puțin, un accident de avion. Avionul meu? Nu, categoric nu. Cineva se simte lăsat pe din afară. Ocrotitorul ne-ar fi de ajutor dacă de la porta ar apărea. Nu tu îl vei avea în trup timp de 10 ore. Dar ai dreptate. Secvență de fuziune activată. Va fi o călătorie foarte lungă, Jace. Ești sigur că o să-l poți stăpâni pe Kong? Oh, sunt nevoit. Nu-mi vine să cred așa ceva. Ești sigur că poți pilota hardughia asta? Hei, e încă în stare bună! Capitanul mi-a jurat că motorul are abia 10 ani și rezervorul e plin. În plus, o să ne prăbușim. Așa că... Bine, să mergem. Hai, Lua, nu te speria. Ten e pilot, știe ce face. În toată viața mea n-am văzut ceva atât de frumos. E splendid. Rabla asta nu merge mai repede. Uitați, mănăstirea. Grozav. Grozav, aterizează urgent. Ce e asta? O mică problemă, dar va trece imediat. O mică problemă? Asta e o mică problemă? Motorul a explodat, expertule! Dacă nu te calmezi, Kong va exploda în tine. Măcar aduce cu un accident adevărat. Jace, ești afăr? Secvență de fuziune inversată activată. Kong, ești bine? Nicio grijă, Lua. Amândoi suntem bine. Asta nu-i de glumă. Ocrotitorul nu trebuie văzut. Lua are dreptate, frate. Trebuie să dispari înainte de sosirea călugărilor. Sper că n-o să pățească nimic. Sunt sigur că va fi bine. Wow! Deja?
după aterizarea ta minunată, nu ne-ar fi putut rata. Mi se spune Mun Po vin de la mănăstire. E cineva rănit? Din fericire, nu. Bine, e prea târziu să vă ducem în vale. Veți fi oaspeții noștri în mănăstire. Ce animale sunt astea? Nu le-ai mai văzut? Sunt iaci. Sunt rezistenți, puternici și foarte blânzi. Nu se tem de frig. Or fi ei puternici, dar nu miros prea frumos. Nici iacului nu-i place mirosul tău. Cine se crede el? Cineva e puțin gelos? Cine? Eu? Cred că visezi. Înțeleptul dorește să te vadă. Cine? Liderul comunității noastre. Iată-i pe străini, bătrânule. Bine ați venit. Mă bucur să văd că sunteți vii și nevătămați după acel accident teribil. Scuze, înțeleptule, dar sosirea noastră aici nu e un accident. E posibil ca un om rău pe nume de la Porta să fie în drum spre noi în această clipă. Vine după manuscrisul străvechi. Ce? Crede că va desluși secretul pietrelor primordiale furate de la noi. Înțeleptule, domnia ta și călugării sunteți oameni pașnici, dar n-aveți nicio șansă contra lui de la Porta. Deși ați intervenit de bunăvoie în izolarea noastră, vă mulțumim pentru avertisment. Dar, repet, ne putem apăra și singuri. Chiar și eu aș putea să-l bat pe oricare din voi. Asta vom vedea. De ce am impresia că Jace a făcut o mare greșeală? Probabil, fiindcă așa e. Călugărul nu prea pare îngrijorat. Da, mi se pare că Mun Po știe destul de bine ce face. Ție, nu ți s-au aprins călcâiele după el, nu? Na, nici de cum. Ce te-a apucat? Așa, băiete, obosește-l! Ești bine, amice? Ten, ai văzut și tu? Da, indivizii sunt de-a dreptul grozavi. Poate, dar călugării plutitori încă n-au nicio șansă contra monștrilor lui de la Porta. O zi frumoasă pentru a scăpa de niște călugări de un pergament străvechi. Profesore, priviți! Nu aici, nu acum! A furisita de gorila! Folosiți grenadele! Thank you.
aproape că m-a distrus. Adunați oamenii, nu avem timp de pierdut. Acum, profesore. Va trebui să-i convingem că dacă au pergamentul, sunt în real pericol. Veniți repede! Mănăstirea e atacată! Lansatorul de rachete! Atacați! Ce se întâmplă? Ce? Folosesc artileria grea! Călugării n-au nicio șansă! Celălalt. El e Yeti, secretul nostru. Cel negru e Kong, secretul nostru. Dar să se înțeleagă bine. Deci Kong are un prieten de joacă. Rajiv, ia asta, știi ce e de făcut. Dacă își închipuie că o să-mi iau picioarele la spinare, se înșala amarnic. Ce s-a întâmplat? E de la porta. Are un mecanism care transformă animalele în monștri. Ah, înțeleg. Dar Yeti e mai mult decât un animal. E momentul! Voi trei, urmați-mă! Sunteți bine? Sigur, dar voi? Eu sunt bine, dar înțeleptul e rănit. Munbo,
Trebuie să ne dați manuscrisul. De la porta nu poate pune mâna pe el. Fără permisiunea înțeleptului nu pot să fac absolut nimic. Acum e leșinat. Numai tu poți hotărî, Mumpo. Dacă nu ne ajuți acum, va fi prea târziu. Ai încredere în el, Mumpo. Are inima sinceră. Vino! Prea târziu. Unde-i Kong? Acolo, l-a îndepărtat pe Yeti. Da, și uitați-l și pe de la porta. Trebuie să-l oprim. Cum? Iacii sunt mult prea lenți. Avem nevoie de Kong. E singura noastră șansă. Ai văzut unde s-au dus? Nu o să-i ajungem din urmă. Există o cale. Țineți-vă bine. Hei, cu mine cum rămâne? Hei, trebuie să-l fac pe costar să mă învețe șmecheria asta. Voi fuziona cu el. Doar așa putem opri lupta. Secvență de fuziune activată. Marele Buddha, crește! Kong nu era pregătit pentru fuziune. Șocul trebuie să-l fi înfuriat. Jason nu-l poate controla. Kong nu se poate controla nici pe sine însuși. Kong, oprește-te! E prietenul tău, tu ești ocrotitorul, nu distrugătorul. Nu, Kong! Uite-te la el! Nu ți-amintești? E prietenul tău! Nici o grijă, ne ocupăm noi de el. Kong, Jason, ușor, ușor, Yeti va fi bine. Dar de la porta... Uite-i! Nu o să-l prindem înainte de a ajunge la elicopter. Kong se gândește la ceva. Da, la ce? Oh, nu! De ce am întrebat? Iuhu! Ce zi grozavă! Am manuscrisul, iar Jenkins și Gorilla nu m-au putut opri. Excelent! Planul a funcționat, profesore. Desigur, doar eu l-am conceput. Și cu un strop de noroc, naivul de Rajiv a scăpat de Kong. Ce-i asta? Am manuscrisul! Nu-l vedeți pe de la porta? Nu! Deloc! A scăpat iar! Da, doar nu era naiv să stea prin preajmă în condițiile astea. Snowboardingul pare grozav. Ce spui? Mă înveți și pe mine? Îmi pare rău, dar sunt epuizat. De acum marele specialist al snowboardingului e Kong. Marele Buddha să vă călăuzească pe drumul vostru. Yeti va îngropa manuscrisele în zăpada veșnică, unde vor fi ascunse de omenire.